Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bun găsit Iași, bun găsit Moldova, sau bună seara Moldova, cum vreți să o luăm. Petru Fasilă de aici de la Iași vă spune cele bune. Suntem în direct și încercăm să vorbim despre ceea ce înseamnă Institutul Bancar Român, atât ca instituție, cât și ca activitate în aceste zile importante. E drept, cu un pic de iarnă aproape, aici la Iași. Îi spun bun venit în studioul nostru, doamnei dr. Gabriela Hârțescu. Sărutuna, bine ați venit! Bună ziua! Sunteți directorul general al Institutului Bancar Român. Lângă dumneavoastră, doamna Emanuela Sabu, manager training. Bine ați venit, bună seara! Și nu în ultimul rând, domnul profesor doctor Alexandru Trifu. Alexandru Trifu, cetățean prieten din cadrul Universității Petre Andrei. Mulțumesc frumos de invitație. Așa, cu mult respect, pentru că ne-am văzut de atâtea ori, da, în emisiune. Mulțumesc. Mi-aș obișnui cu felul dumneavoastră, nu numai de finanțist, și de om de comunicare cu studenții și nu numai. Bine ați venit. Mulțumesc frumos de invitație. Bun găsit tuturor. Doamna director general, ce înseamnă Institutul Bancar Român? Astăzi ați avut o întâlnire mai specială la Iași. O să aflăm detalii de la colega dumneavoastră și de cum se implică Universitatea Petre Andrei prin studenții de la economie și finanțe în ceea ce înseamnă training. Și nu numai de la economie. Da, și chiar și de la drept. Bună seara din nou, mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, suntem prezenți la Iași astăzi și mâine. Institutul Bancar Român este fondat sau a fost fondat în anul 1991 de Banca Națională a României și de Asociația Română a Băncilor ca furnizor de training pentru resursa umană din sistemul bancar. De atunci și până în prezent, mai mult de 75.000 de profesioniști din industria serviciilor financiare au finalizat programe de training la Institutul Bancar Român. De exemplu, și anul trecut am avut circa 2.000 de participanți la programele pe care le oferim. Programe care se adresează, așa cum am spus, profesioniștilor din industria serviciilor financiare, dar și finanțiștilor din alte sectoare, pentru că economia nu poate să existe, niciun sector al economiei nu poate să funcționeze și fără componenta financiară. Și practic la programele pe care le organizăm participă profesioniști din companii, din IMM-uri, autorități publice, deci gama de abordare a cursurilor pe care le organizăm și care ca și conținut tematic depășesc peste 100 de teme este deosebit de variată, începând de la certificări profesionale recunoscute internațional până la seminarii de scurtă durată, foarte tehnice, ultra specializate și programe de învățământ la distanță, care sunt o combinație între studiu individual și studiu care se desfășoară sub coordonarea unor tutori experți care sunt practicieni în domeniul financiar bancar, programe care sunt punctate cu consultații la clasă. O componentă importantă a activității noastre se referă și la oferirea studenților din anii terminali de la cursuri de licență și de la masterat a posibilității ca împreună sau pe perioada de derulare a cursurilor academice să poată să urmeze în paralel și cursuri care se finalizează cu certificări de competențe profesionale, cursuri pe care le organizează Institutul Bancar Român și la finalul cărora se obțin aceste certificate profesionale însoțite inclusiv de suplimente care atestă competențele profesionale pe care ei le-au obținut. Astfel contribuim împreună cu universitățile la
creșterea șanselor acestor absolvenți de absorpție pe piața forței de muncă, oferindu-le posibilitatea să obțină aceste competențe profesionale care sunt corelate cu cerințele pieței de muncă actuale. Zilele acestea la Iași ne-am întâlnit cu reprezentanții ai principalelor bănci din zonă, ne-am întâlnit cu profesioniști din sistemul bancar, dar chiar astăzi am avut o întâlnire la Universitatea Petre Andrei pentru un parteneriat pe care îl avem cu universitatea, parteneriat care se referă la, exact cum am spus, oportunitatea pe care o au studenții Universității Petre Andrei de a avea acces la programe de pregătire profesională, iar în cadrul universității accesul la aceste programe se face la niște costuri sau la niște tarife subvenționate, în sensul că diferența între prețul special oferit studenților și tariful standard reprezintă burse de studiu parțiale pe care Institutul Bancar Român le acordă acestor studenți. Programele pe care le propunem studenților sunt programe care încep de, sau au o durată de la o lună până la 5 luni, inclusiv programe recunoscute pe plan internațional, cum este programul European Foundation Certificate in Banking, certificatul bancar european, program care este dezvoltat sub egida European Bank Training Network, la care pot participa, așa cum am spus, studenții din anii terminal și studenții de la master, prin accesul sau prin parcurgerea și finalizarea cu succes acestor programe. Suntem convinși și practica ne-a arătat-o ținând cont și de absolvenții din anii precedenți, posibilitatea de angajare crește, angajatorii apreciind faptul că pe lângă demonstrarea unor cunoștințe academice serioase, acești absolvenți dețin și competențe profesionale. Să o provocăm și pe doamna manager training Emanuela Savu. Domnule decan, vă rog să îi înmânați un pic microfonul. Ce înseamnă calitatea dumneavoastră de manager training și, de fapt, în ce a constat zilele acestea pregătirea pentru cei din Moldova sau din toată România aici la Iași? Moldova. Țineți mai aproape microfonul. Deci, de aici până la Galați noi ne vedem, așa că da. Să înțeleg că aveți toți bancherii de aici până în Galați. Da. Centrul zonal asociat Nord-Est. Nord-Est. Eu coordonez de peste 16 ani activitatea de învățământ la distanță. De fapt, este un învățământ mixt, cum a spus și doamna director general, învățământ individual și consultații la clasă cu experții din sistemul financiar bancar. Fiecare curs în acest sistem mixt de 3-5 luni se finalizează cu un examen și cu o certificare dacă se reușește la examen cu succes. Deci pregătirea Centrul Zonal Iași este înființat în 1996, iar acum 2 ani am înființat Centrul Regional Asociat Nord-Est cu capitala la Iași. Aveți și un director, Radu Tașcă, nu? Din câte înțeleg. Da, este coordonatorul nostru zonal asociat pe zona Moldova. Moldova, am înțeles. Da, și ați avut întâlnire zilele acestea chiar aici la Petre Andrei? Unde ați desfășurat trainingul? La Amfiteatru Magna, la noi aici, la Facultății de Economie. Și de asemenea avem colaborări cu majoritatea băncilor din Iași și din toată Moldova, CAR-uri, IFN-uri. Da, am avut întâlniri cu bancherii inclusiv la centrul zonal, este localizat la Banca Națională a României, sucursala Iași, și cu ceilalți bancheri ne-am văzut la sucursalele sau agențiile băncilor respective. Am înțeles. Și bancherii iau notițe sau ce învață
Care e proiectul? Ce stă la baza trainingului pe care îl realizați? Deci sunt cursuri specializate, cursuri autorizate de către Autoritatea Națională de Calificări. Pentru proiecte de investiții? Pentru ce domenii? Managementul proiectelor de investiții, ofițer antifraudă, care este de actualitate, colector, recuperator, creanțe, ofițer conformitate. Avem foarte multe cursuri autorizate, ANC, recunoscute de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și prin apostilare în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, cursuri mai practice de creditare, de piețe financiare și operațiuni bancare internaționale, comunicare și negociere, care este foarte importantă pentru oricare dintre noi, și cu certificare europeană, certificatul bancar european, așa cum a spus și doamna director general. Avem o paletă destul de dezvoltată și de cursuri de managementul riscurilor, care sunt specializate pe diverse tipuri de riscuri, începând de la riscul de creditare până la riscul operațional, cursuri care sunt sau seminarii care oferă informații despre cele mai noi tendințe și evoluții și reglementări care impactează sistemul financiar bancar și, bineînțeles, cursuri care aduc cunoștințe suplimentare în ceea ce înseamnă linia de business principală a unei bănci și operațiunile de creditare, analiză financiară, dar și ele împreună cu, exact cum am spus, cele mai, să zicem, la modă teme ar fi creditare, analiză financiară, managementul riscurilor, antifraudă, conformitate, etică profesională. Am înțeles. Capitole foarte importante pentru un sistem capitalist, ca să zic așa, european, cu care se confruntă sistemul bancar românesc și mai ales că vorbim și despre bănci, sucursale ale băncilor europene. Da, practic, inclusiv dumnealor vin la discuțiile acestea pentru a discuta problemele specifice din România? Da. Sau vorbiți despre teme europene și atât? Sunt băncile care activează în România, sunt mare majoritate bănci care fac parte din grupuri bancare internaționale și europene. Și deci tematicile pe care le abordăm sunt tematici de interes universal european, bineînțeles punctate cu aspectele sau lucrurile specifice legislației românești sau transpunerea acestora în legislația românească. Domnule profesor Trifu, ce înseamnă parteneriatul dumneavoastră cu Institutul Bancar Român și cu doamnele manager training și director general prezente aici la noi? Pentru noi înseamnă un lucru extraordinar să-l punem să funcționeze, să-l dinamizăm. Mulțumesc foarte mult distinților noastre oaspete că au fost la noi la universitate și consider că această întâlnire a fost chiar benefică. Alături de studenții de la economie au participat și studenții de la drept și au luat cunoștință de aceste avantaje pe care le au, pentru că și juriștii sunt foarte mult implicați în activitatea bancară. Știm foarte bine. Mai ales dacă vorbim despre recuperări, nu? Despre de abordarea creditelor, de felul cum se semnează un contract deci de creditare. Și partea juridică este la fel de importantă. Și ce spunea doamna director general, că pregătim și cadre de specialitate care să poată preda anumite cursuri din curicula generală a institutului și deja studenții, vreau să vă spun că după întâlnire și-au exprimat dorința de a cunoaște cât mai mult legat de aceste programe de perfecționare, pentru că le deschid noi căi, noi orizonturi de nu numai de calificare, dar și de a fi acceptați și a pătrunde mai ușor pe această piață a muncii, nu numai din România, dar în special aici e interesat pe piața Uniunii Europene. Deci să poată fi diplomele acordate în Institutul Bancar Român în cotutelă și cu alte universități de prestigiu din Statele Unite, Marea Britanie, Germania și așa mai departe. Deci să le acorde acest status foarte important de care zic că studenții universității noastre au merită din plin.
Am înțeles, ați abordat și teme legate de întreprinderile mici și mijlocii? Bineînțeles, este un subiect la ordinea, este un subiect la ordinea zilei, finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a micro-întreprinderilor. Există în oferta noastră de programe, programe dedicate acestui sector important al economiei, care prezintă un mod de abordare specific acestora, pentru că, într-un fel, băncile abordează aplicația pentru un credit, de exemplu, a unei companii mari, și altfel trebuie interpretate, să zicem, situațiile financiare în cazul unui IMM sau a unei micro-întreprinderi. Și da, este o preocupare a noastră și avem programe care aduc la aceeași masă pentru o interpretare comună atât banchieri cât și clienți care vin din zona IMM sau a micro-întreprinderilor. Cât de importantă e forma dumneavoastră de dialog, de training și de abordare cu reprezentanții băncilor din Moldova, derularea sau, mă rog, finanțarea prin intermediul băncii a acelor proiecte europene, pentru că, bine, dincolo de ce înseamnă un proiect european cu decontare în avans și apoi cu suma restituită de către finanțator, dacă aici lucrați și dacă sunt noutăți pe care le abordați cu managementul bancar din România. Da, dezvoltăm împreună cu băncile o serie de programe care vizează chiar modul de aplicare sau modul în care clienții, companiile, IMM-urile sunt implicate în finanțări obținute prin fonduri structurale, prin fonduri europene și sau guvernamentale, da, sau guvernamentale, cu da. Proiecte de susținere guvernamentale. Da, există într-adevăr și situații în care beneficiarii acestor fonduri apelează la finanțare sau la creditare din partea băncii, uneori datorită unor întârzieri în restituirea cheltuielilor eligibile de către autoritățile de management. Și blocare, au fost situații, da, când s-au întârziat câteva luni la proiecte mari, post-dru sau de alt tip. Da, și într-adevăr ne orientăm și pentru a-i pregăti, a reoferi prin programe de training foarte practice informații concrete de modul de prezentare a situațiilor financiare, astfel încât să aibă o mai mare bancabilitate aceste aplicații pe care ei le fac către bănci. Da, fondurile europene sunt și ele pe agenda de training a institutului, așa cum sunt și programele clasice de creditare. Da, e importantă această abordare, pentru că am întâlnit oameni care spun sau n-am curaj să accesez un proiect, nu contează suma, pentru că această plată anticipată sau, mă rog, plată corectă pe care o execută el ca beneficiar de proiect european, pe care o face din resurse proprii sau cu ajutorul băncii, creează probleme la rambursare, pentru că nu vine la timp suma de la finanțatorul principal și atunci se nasc dobânzi bancare, dificultăți care îl pun efectiv în dificultate. Lucru care îl motivează unii sau alții atunci când ne plângem sau vorbim despre absorția slabă a banilor europene. Lucru pe care polonezii, știți foarte bine, l-au depășit cumva, găsind o politică de stat chiar, prin care au rambursat sumele și apoi au obținut înapoi banii de la Uniunea Europeană. E o problemă, cred, care stă la îndemâna și altor instituții, dar am vrut să aflăm câteva lucruri despre politica Institutului Bancar Român și a băncilor în acest domeniu. Politica noastră, așa cum reiese și din denumire, este una de pregătire și perfecționare și specializare a resursei umane. Practic, ca o instituție de învățământ sau de educație, training, de formare. Da, de training, de formare profesională a resurselor umane,
Într-adevăr, obiectivul nostru principal este pregătirea resurselor umane din sistemul bancar, dar așa cum am spus, am sesizat în ultimul timp că este nevoie de un dialog profesionist și acum ne îndreptăm și către clienții băncilor cu programe de training, astfel încât, așa cum am spus, să avem de-a face cu un dialog profesionist de ambele părți, bancheri sau bancă și client. Doamna Emanuela, acum ați avut și bancheri și clienți și manageri de micro-întreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii? Ne-am întâlnit cu băncile, cu bancherii și la dumneavoastră, la Universitatea Petru Andrei. Andrei, cu viitori finanțiști și bancheri care doresc să intre în sistem și vor să se perfecționeze. Asta înseamnă că astăzi le-ați făcut o ofertă și că vor urma niște cursuri de specializare, și în funcție de cum doresc și ce anume segment ar vrea să abordeze. Da. Pentru studenți, domnule profesor, e doar o informare sau intenționați să includeți cursuri de specialitate cu ajutorul Institutului Bancar Român? Și exact asta este intenția, de a introduce acele cursuri de specialitate și a lucra foarte eficient cu Institutul Bancar Român, și consider după întâlnirea de astăzi că feedback-ul din partea noastră, celor din mediul academic, a studenților în primul rând, va fi unul pozitiv și ușor, ușor își vor da seama de importanța acestei pregătiri pentru viitor. De fapt, pentru fiecare dintre domeniile vieții economice. Deoarece, așa cum spunea doamna director general, finanțele sunt peste tot și, de fapt, conduc lumea. Și peste tot este nevoie de așa ceva, de cunoștințele în domeniul respectiv. Deci nu poate spune cineva, domnule, eu nu lucrez, eu lucrez în alt domeniu, nu am nevoie de așa ceva. Nu. Fiecare este capabil și prin aceste cursuri de perfecționare să participe în mod eficient la dezvoltarea societății. La aceste cursuri pot participa sau, mă rog, au adresabilitate și către auditori. Eu am avut o întâlnire zilele trecute cu Camera Auditorilor, care împlinesc 15 ani de la înființare. Au fost acolo și executori judecătorești, experți, contabili. Da. Ei au nevoie de cursuri de tipul acesta? Da, bineînțeles. În ofertă se află și cursuri care se adresează auditorilor interni. De asemenea, avem un parteneriat cu Camera Executorilor Judecătorești și, pentru că ne-ați întrebat vis-a-vis și de întâlnirile cu companiile, Institutul Bancar Român are încheiate parteneriate și protocoale de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, dar și cu Camerele de Comerț Județene. Și cu regularitate, aproape lunar, noi organizăm seminarii care se adresează mediului de afaceri. Și anul acesta am avut câteva sute de participanți din mediul de afaceri la seminariile pe care le organizăm. O parte din ele le susțin chiar eu, se adresează exportatorilor și importatorilor, dar sunt și alte seminarii din oferta noastră care sunt de interes inclusiv pentru mediul de afaceri. E o unitate de formare profesională continuă, am înțeles, instituția dumneavoastră. Da, da. V-ați gândit să sprijiniți și pe cei care scriu proiecte, de exemplu? Mă refer la partea de finanțe, pentru că acolo e o parte de program și una ce face managerul financiar, să spunem. Da. Ca să nu mai greșească, să nu intre în conflict cu banca sau cu cine poate el intra, nu știu. Da, obiectivul nostru este într-adevăr trainingul și pregătirea profesională. Noi nu dispunem de fonduri, nu lucrăm cu partea de finanțe, dar suntem la dispoziția tuturor celor care mânuiesc bani și care au decizii financiare, să-i sprijinim în luarea celor mai bune și mai optime decizii. Am înțeles, inclusiv direcții de finanțe sau finanțiști, să înțeleg. Da, se spune că, ca să-l parafrazez pe domnul profesor, de moarte și de fisc nu scăpăm niciodată. Nu, pardon, de bună administrare a banilor, fie că sunt privați, nu, că se aprobă acuși la anul și falimentul persoanei sau se pune problema, din câte știu, fie, mă rog, dacă întreprinderea, fabrica, fabricuța, micro-întreprinderea nu funcționează, trebuie să știi cum faci să ieși
corect dintr-o confruntare directă. Da, să o redresez. Spune despre insolvență. Da, legea insolvenței, avem chiar în program seminarii cu noutățile aduse de legea insolvenței. Care este o alternativă de a salva firma, nu de a o pregăti pentru a intra în faliment. Exact, da. Este să se înțeleagă asta, că dacă ești în insolvență, nu înseamnă că ai închis curtea fabricii, ca să spunem așa. Practic, întreaga filozofie este de redresare. Sigur, de o formă de eșalonare, statul înțelegând o stopare, să spunem, a executărilor imediate, ci de o eșalonare altfel, de a apărea un management altfel care să așeze cumva în pagină situația de delicată. De redresare a situației economice. Și aveți cursuri și pentru acest aspect? Avem cursuri inclusiv băgate de câteva luni pe legea insolvenței, pe cursuri care sunt sau tratează materia restructurării creditelor, restructurare care se poate face inclusiv extrajudiciar. Deci, practic, urmărim tot procesul de creditare, chiar începând de la partea de aplicare în vederea obținerii unui credit, până chiar la partea care, chiar dacă nu este atât de plăcută, câteodată mai apare și în practică, aceea de restructurare, restructurarea creditelor. Legat de credite, cred că unul dintre cursurile pe care ar fi, sau mă rog, o virgulă așa, care ar merita subliniată, mai ales cu ofițerii de credite sau cei care recuperează creanțele, spun asta pentru că și eu, de exemplu, ca toată lumea, să noi funcționăm pe sistem privat. Da. Pe un credit pe care îl avem la o bancă, nu e important, pentru că nu vreau să-i fac nici de servicii, nici servicii, 5 zile, 6 zile, 7 zile dacă au trecut, probabil sunt niște norme pe care și le-au impus, eu nu cunosc asta, știe directorul financiar, imediat spun, aveți un credit când îl decontați. Și o fac și a 5-a zi, și a 6-a zi, 7-a, a 7-a, a 8-a, până când spui, nu mai îmi trebuie credit. Lucru care e destul de delicat. Nu spun că nu își fac meseria, el fiind un specialist care știe că dacă depășește termenul, intră în, cine știe, în insolvență, în incapacitate de plată, trebuie să execute garanția bancară sau... Ei, despre acest lucru cred că nu știu dacă toleranța băncilor poate fi mai mare sau nu, că fiecare are politica specifică, dar cel puțin cum se adresează oricăruia din firmă, e complicat. Eu sunt unul stresat de toate și dacă mai spune că am și telefonul neplătit sau știu eu ce, mai plătim la internet, alte taxe și care țin de audiovizual, de Ministerul Comunicațiilor, și mai vine și banca și spune, vezi că sunteți în a șasea zi. Sunt în a șasea zi, o să plătesc, doar și așa are controlul încasărilor. Opresc banii oricum. După ce îi depăși câteva zile, ei au posibilitatea să blocheze contul pentru decontarea sumelor lor. Nu știu, zic așa, aici există o deontologie profesională? Sigur, orice angajament... Sau măcar un sfat. Eu l-am sfătuit pe domnul respectiv să sune la finanțe acolo. Poate doamna e mai liniștită, mai atentă cu chipzuirea banului. Eu trebuie să știu să-i aduc, să zicem, prin marketing și prin să-i faceți. Da, într-adevăr, apelarea la o finanțare bancară presupune un angajament și... Băncile nu sunt interesate în executarea garanțiilor care au stat la baza acordării unui credit, ci mai ales sunt interesate de respectarea graficului de credit sau de scadențare a ratelor de credit pe care l-au agreat inițial. Și da, face parte chiar din job description, ca să spun așa, anunțarea debitorului de depășirea scadenței și într-un fel poate responsabilizarea acolo unde este cazul de respectarea graficului inițial agreat. Da, eu nu contest asta și e corect să fie așa, mai ales că, mă rog, agentul economic are priorități și eu, salariale, impozitele pentru salarii care sunt stopași la sursă, dar... Mă rog, e ca și la televiziune, nu arătăm cu degetul, uite hoții. Spunem, hai să vedem câți oameni buni mai avem, ca să construim să dispară hoții. Sau, mă rog, dacă nu dispar, măcar să nu reprezinte marea majoritate a lumii ăștia din care ne zbatem. Eu gândesc așa, e cam povestea aceea,
eufemism e foarte important, nu ești un mincinos. Și spui atâta de, există atât de adevăr în spusele dumneavoastră, încât nu știu dacă o să vă creadă cineva. Da. Și aceeași finalitate. Cred că ține mai degrabă de... Nu, domn profesor, că sunteți om de catedră. Mesaj, da, așa. Păi dacă suni, dacă nu dai bani mâine, nu știu ce face. Iașu este un oraș mare, aproape toate băncile sunt prezente în Iași, de asemenea sunt și directori regionali care sunt localizați în Iași și în afară de directorii marilor sucursale și cred că dânsii ar fi disponibili să vă răspundă la niște întrebări concrete care le vizează activitatea zilnică. Care se țină de, iată, de un dialog direct. Eu n-am comentat decât niște aspecte, particularizându-le chiar, tocmai în ideea de a nu expune pe altcineva, pentru că noi vorbim, televiziunea înseamnă informații, înseamnă dialog și înseamnă cunoaștere, dar am zis, dându-mă exemplu personal, ca să nu acuzăm pe cineva. Oricum, noi avem în ofertă inclusiv cursuri de comunicare în afaceri, de etichetă și protocol. Bancherului cu omul de afaceri. Și în aceste cursuri de comunicare în afaceri, de etichetă și protocol de negociere în afaceri, punctăm modalitatea în care este etic și frumos un dialog profesional între doi parteneri. Da, pentru că o bancă, până la urmă, nu este doar un cămătar, ca să spunem așa, care te execută, dispare, cum nu, este un partener. Băncile sunt un partener de afaceri. Sigur, iar parteneriatul acesta ține de respect. El știe exact cât bani îți intră într-o lună, tu de clar, balanță, bilanț. Apropo de comunicare, ești deja pe tavla de șah, este așa ca într-o vitrină. Atenționarea nu trebuie agresivă, ci trebuie mai degrabă informativă și spus, încercați și să prioritizați, să spunem, plățile spre noi. Dacă nu, o să vă blocăm contul, să vă luăm oricum banii. Eu glumesc acum, dar dacă fac presă și mint poporul cu televizorul, prefer să, cu gluma de rigoare, să găsesc asemenea formă de dialog. Bine, este o formă, în comunicarea cu banca și cu sistemul, inclusiv cu finanțele. Dacă ar fi să fii dator acolo, nu trebuie neapărat. Acum ați văzut că au și ei clemență, te mai lasă o lună, înainte de câteva zile făceau ca banca. Aveți 10 zile de pășire, 15. Da. N-am decât să calculeze calculatorul, mă rog, cine calculează softul ăla, penalitățile și le plătești, că ești pus responsabilizare, da, și de partea cealaltă, inclusiv din partea reprezentanților mediului de afaceri. Pentru că... Exact. Trebuie o comunicare reciprocă. Nu vrem să spunem că unii sau alții, că te-ai bucurat când ai luat banii. Hai, bucură-te și când îi dai înapoi ca să spui, am scăpat de problema asta, fac alta sau creez alta. Da. Știu că mai aveți proiecte și programe și după amiază, acum. Da. Vreau să ne oprim aici. Dacă mai e ceva de completat, domnișoara... Mulțumim pentru invitație. Luați-vă, rog, microfonul. Vă mulțumim pentru invitație. Eu sunt onorată. Ar trebui să vin la cursurile dumneavoastră să vă mai spun câte ceva. Da. Și n-am vorbit despre bănci din Iași. Eu sunt de la Piatra Neamț și nici de bancă de piatră, că e una care are sucursala pe la Cluj. Da. Și socrii mei sunt de la Piatra Neamț, așa că poate să ne vedem. Cu mare drag, noi suntem un post regional, avem posibilitatea să dialogăm fie de la Piatra, fie de la studioul din Botoșani, și acolo. Avem și un studio local acolo și încercăm să ne extindem și noi și să folosim serviciile băncii și a specialiștilor să facem redacție în fiecare oraș al Moldovei. Sunt vreo 8 și în perspectivă 14 dacă vorbim despre extinderea noastră până la Harghita Covasna. Vă mulțumim mult pentru invitație. Suntem alături atât de industria bancară, cât și de comunitatea de afaceri, care pot găsi la Institutul Bancar Român training-uri specializate și foarte aplicate cu, să spunem, cele mai noi modele de business și cu cele mai recente informații, astfel încât utilitatea acestora să fie demonstrată chiar de a doua zi, de după finalizarea programului de training. Domnule profesor Trifu? Sper ca la următoarea întâlnire să venim cu rezultate nu numai concrete, dar și bune legate de parteneriatul dintre Universitatea noastră și Institutul Bancar Român și să demonstrăm că se poate în acest domeniu foarte, foarte sensibil. Dar foarte important și foarte european și foarte capitalist, tot așa mai departe. Iată câteva exemple, vă mulțumesc. Mulțumim. Și vă doresc o seară frumoasă și dacă mai rămâneți la Iași, să aveți numai cursanți utili și cât mai responsabili și mai interesați de ceea ce le comunicați.
Mulțumim mult încă o dată. Stimați telespectatori, a fost o discuție despre mediul de afaceri, despre mediul bancar, ca să spunem așa, au participat reprezentanții ai Institutului Bancar Român, spun asta spunându-i bună seara și mulțumim pentru prezență doamnei dr. Gabriela Hrățescu, domnia sa fiind director general la Institutul Bancar Român, Emanuela Savu, manager training și, nu în ultimul rând, domnul profesor universitar dr. Alexandru Trifu, cetățeanul prieten, ca să parafrazezi, simt așa ezitarea mea, n-ai spune numele unui prieten cu care dacă întâlnești fiecare zi, ce mai contează, reprezentant al ceea ce înseamnă Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Economie. Cu mulțumiri, Petru Făsilă vă spune cele bune de aici de la Iași, bună seara Iași pentru Prima TV, bună seara Moldova pentru Tele Moldova, continuăm programul nostru, așa cum am obișnuit, 24 de ore din 24 sau pe segmentul regional al Prima TV Iași, cum bine înțeles v-ați învățat de vreo 7 ani. La revedere, cele bune, un gând bun! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,